Bună dimineața! Haideți să vedem ce surpriză plăcută ne-a făcut domnul Bitcoin. Păi, după cum vă povesteam de ieri, haideți să uităm. Eram la o răscruce de drum, da? Exact pe aici pe undeva. Vă spuneam că o să meargă să testeze pe 4 ore EMA200. Se pare exact aici s-a dus, da? Totodată avea nevoie de un volum foarte mare, da, să poată să o și rupă. După cum vedeți, a luat-o suport, intenționează, da, meargă mai departe. De obicei așa se întâmplă, vedeți, 70-ul a rupt, vrea să meargă mai departe. Bun. Ok. Am avut aici un ring simetric pe care l-a rupt. Da, vă povesteam de ieri. Canalul ăsta. Acum, pe un time frame mai mic, am mai creat un symmetrical triangle care la fel se chinuie să-l rupă, fie într-o direcție, fie în alta. Bun. Partea foarte interesantă și, de fapt, tot timpul este o veste bună și una proastă. Vestea bună este că a urcat, a testat EMA200 pe 4 ore. Vestea proastă este că de obicei când urcă weekend, creează un gap. De exemplu, dacă scriem aici BTC aici Bitcoin Future. Am deci. Okay. Așa. Bun. Partea foarte interesantă că în weekend bursa nu lucrează. Asta înseamnă că dacă prețul crește, creează un gap. Da? După cum vedeți, în momentul de față prețul Bitcoin este 32.227, da? Dar de fapt prețul real este 33.691. Diferența asta, da? Gândiți-vă că pe 4 ore noi suntem aici undeva deasupra. Practic aici o să creeze un gap, adică o diferență de preț, o gaură. Da? Ia uitați, mai creat aici. Partea foarte ciudată este că aceste gapuri la un moment dat se umplu. Da? Și cum? Mai devreme sau mai târziu. Da? Ăsta ar fi și unul dintre motivele pentru care am putea să ajungem la 20.000, 24.000 sau chiar 18.000, fiindcă avem niște gapuri, da, niște diferențe, da, care nu sunt acoperite. Dar asta e chiar, iar nu este o certitudine. Au mai fost, au mai rămas, da, nu este o certitudine. Dar în principiu, asta s-ar specula, dar nu este o certitudine că o să meargă 100% să le acopere, da, sau să le umple. Bun. Haideți să mergem un pic mai departe acum. Partea interesantă e că am plecat de aici. Partea și mai interesantă e că am rupt rezistența asta. Da, se vede clar că am rupt-o. Avem și volum. Pe daily a rupt RSI-ul.
Bazil. Povestea mieri. Știam că avem deja o zi închisă peste, deci clar este, sunt șanse să meargă mai departe să rupă. Deci fix asta a făcut. Da? Bun, deci momentan suntem bine. Fie poate să mai urce, fie să le ia suport. Scenariile sunt în felul următor. Fie să avem, mai avem o corecție, fie să mergem mai departe și să urcăm mult mai mult. De ce? Motivul pentru care am putea să urcăm este că a rupt un final. Bine, am mai testat aici. Vedem dacă îl ține, da? EMA 200 pe 4 ore. Da? Și apoi ne putem da seama. Dar concret, nu știm. Deci astea două scenarii ar fi. Ar fi odată să plece de aici și să testeze vârful ăsta de aici. 36.500. Aici avem o... Da? Destul de puternică. Șanse. Șanse. Foarte important încă o chestie. Dacă e RSI-ul 70 lea suport sau la lua rezistență și se întoarce. Orice e posibil. Eu personal astăzi aș sta cu semnul întrebării. Adică momentan aș aștepta să văd ce se întâmplă. Da? Să știm exact o direcție, fiindcă este un risc mare. Rămâm acum în poziție. Da? Bun. Păi, în principiu, cam asta am vrut să vă arăt. Vreau să vă spun o chestie interesantă, fiindcă am avut un client zilele trecute care își dorea foarte mult să învețe, să facă trading. Da? Și totodată, după ce am stat de vorbă cu el un sfert de oră, la un moment dat, domnul spune că nu poate, că nu are foarte mult timp la dispoziție. Trebuie să vă explic o chestie. Legat de trading. Dacă vrei să faci trading, nevoie de cel 6-8 ore pe zi. Dacă nu poți să ai timpul ăsta disponibil, nu recomand la nimeni să facă daily trading. Niciodată, adică n-ai cum să zici că faci entry. De ce? Și majoritatea oamenilor vor acum. Dăm o poziție, dăm să intru, dăm să fac, dăm să... Nu, nu există. Pozițiile sunt în felul următor. Trebuie să așteptăm corecții, trebuie să așteptăm să întâmple lucruri, da? Nu intrăm acum. Dacă intrăm acum, deja suntem sus. Toți indicatorii sunt sus. Acum nu urmează decât să vină o corecție, fie să explodeze, dar și atunci o să fie o corecție mai devreme sau mai târziu. Și ca să faci bani în trading, trebuie să aștepți. Da? Și dacă nu ai timpul necesar să aștepți, mai bine îți vezi de treaba ta. 2. Tot la fel, oamenii care nu au timp să învețe sau cred că poate să învețe să facă trading, nu există. Deci eu de 5 ani de zile mă chinui să învăț, să pot să fiu pe plus. De 5 ani de zile. Dacă voi credeți că o să fiți după o lună sau după 3 luni, înseamnă că, repet, oamenii într-adevăr mult mai deștepți ca mine. Dar asta nu înseamnă că da, ai nevoie de experiență, ai nevoie să te lovești, ai nevoie să testezi, ai nevoie să... N chestii, dar nu se poate peste noapte. La fel, sfatul meu, dacă nu vrei să vă educați, nu vrei să pierdeți timp, nu vrei să investiți bani în voi, nu vrei să faceți tot ce, prin tot ce am trecut eu, da? Vrei să shortați cum ar veni, să scurtați drumul. Nu există așa ceva. O să vedeți că o să vă loviți. Nu vă gândiți, am făcut 10.000, am făcut 50.000 și la un moment dat vezi că îi pierzi pe toți. Te întrebă, frate, dar cum am făcut? Simplu, soartă, noroc. Vedeți-mă, da? Și la un moment dat vezi că îi pierzi pe toți. De ce îi pierzi? Pur și simplu nu ai avut capacitatea să înțelegi că nu așa stau lucrurile. Da? Bun. Încă o chestie. Pentru cei care vor să facă bani în lumea cripto, vă recomand să investiți fie în Bitcoin, fie în Ethereum, fie în primele 50 de monede după în CoinMarketCap, câte 100, 2, 3, 500 de euro în fiecare lună, indiferent că e bull market, că e bear market, da? Așteptați 5 ani de zile, 4 ani de zile, 3 ani de zile până la următorul bull market și o să vedeți că faceți bani fără niciun stres. Dar doar să aveți un plan. Ăsta e planul. Investiți, nu contează cât e prețul. Da? Pentru cei care nu vă pricepe și nu vreți să investiți în voi, să aveți răbdare. De ce? Pentru că la un moment dat o să vedeți că investiți, da? O să pierdeți și o să vă dezamăgiți atât de mult încât nu o să vă mai trebuiască nimic. Da? Credeți-mă, am întâlnit cu oameni care chiar, da, sincer vă spun, adică
pare funny, dar când o să pierzi bani sau când o să fii pe minus, nu o să mai pară funny. Să pară teribil. Da? Deci încercați să înțelegeți lucrurile astea. Încercați tot timpul să fiți acoperiți, încercați tot timpul să vă asumați. Încercați să vă educați, încercați să investiți. Că toată lumea o să vină peste tot să vă spună fel și fel de lucru, da? Dar încercați să aveți răbdare. Răbdare este cel mai important lucru, da? Niciodată nu trebuie să acționăm sub impuls. Hai să fac acum, hai să intru acum. Nu. E răbdare, trebuie să înțelegem de ce, când, cum. Da? Adică motive reale de ce. Da? Nu trebuie pur și simplu să ne aruncăm de dragul să ne aruncăm. Monezile nu o să facă altceva decât o să urce și exact când o să intrați voi o să coboare. Te întrebi, păi, dar de ce? Pur și simplu că așa e, că de fapt, nu ai văzut ceva, nu te-ai uitat undeva, n-ai analizat ceva. Și atâta timp cât nu analizezi cum trebuie, cât timp nu ai răbdare. Și dacă analizezi cât trebuie, da? Dar dacă nu ai răbdare, da, să aștepți, să-ți confirme, să înțelegi unde trebuie să oprească, să înțelegi unde trebuie să atingă, să înțelegi unde trebuie să vină. Da? Exemplu, caz concret, da? Am făcut aseară. Matic, da? Am avut corecție, da? Majoritatea au vândut. Eu n-am vândut, da? Am intrat pe aici pe undeva o parte, pe aici pe undeva o parte, da? Și am vândut pe profit. De ce? Fiindcă am așteptat. E normal, adică să înțelegem că atâta timp când nu ai răbdare, atâta timp când nu înțelegi cum stau lucrurile, atâta timp când nu înțelegi indicatorii, atâta timp când nu înțelegi să-i citești. N-ai cum. Deci, mă, că pare simplu, dar nu e simplu. Și o să vedeți că dă nașpa atunci când o să pierdeți, fiindcă credeți că e simplu, dar nu e simplu. Educați-vă, încercați să vă educați. Scopul acestui canal ăsta e. Repet, informațiile sunt câte vreți, peste tot, sunt gratis, nu trebuie să plătiți nimic. Dar încercați cumva să faceți lucrurile simple, adică să înțelegeți cum stau lucrurile simplu. Încercați să le complicați. Da? Bun, atât am vrut să vă spun, vă doresc o zi bună și baftă în trading!